Domnule președinte de ședință, stimați colegi, declarația mea politică poartă denumirea Se moare cu zile, cui pasă? Zilele acestea, guvernul Tudose ne-a demonstrat cât de incapabil este. Cum s-ar fi după nenorocirea de la Timișoara, că nu aveai ce face, că trecem și peste această problemă. Nu este o atitudine de prim-ministru, ci de un om fără scrupule care își urmărește propriul interes. Cine se face vinovat de neglijență sau incompetență? Ce măsuri se vor lua? Sunt multe întrebări și puține răspunsuri. Sunt dezamăgit în ce situație am ajuns și mi este frică ce s-ar fi întâmplat la vreun cutremur mai puternic. Somesc guvernul să ia măsuri urgente pentru identificarea incompetenților și pentru implementarea unui sistem de avertizare rapidă a populației. Furtuna ne-a arătat vulnerabilitățile și ineficiența sistemului de prevenire și protecție a populației în cazul unor dezastre. Să ne explice guvernul dacă procedurile au fost respectate și cine se face vinovat. Avem nevoie de perfecționarea procedurilor de management integrat al situațiilor de criză. Absența unui astfel de sistem reprezintă un factor de risc la adresa siguranței naționale. Este inadmisibil ce se întâmplă în momentul de față. Deputat PNL Constantin Șovăială. Mulțumesc.